Bună tuturor celor din Zodia Gemeni sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Gemeni și bine v-am regăsit la bonusul pentru luna august 2023. Și vom începe cu mesajul de la Îngeri, unde avem un 5 de abundență. Va veni un timp în luna aceasta când ori voi veți avea nevoie de o mână de ajutor, ori cineva din jurul vostru. Îngerii voștri păzitori sunt alături de voi și nu o să vă lase la greu. Veți face față cu brio tuturor încercărilor care vor veni, dar nu de unii singuri. Acceptați acest ajutor care vă înconjoară. Situația pe care o veți experimenta este doar temporară. Poate nu este timpul potrivit ca să faceți anumite schimbări radicale în viața voastră, ci trebuie să aveți răbdare. Haideți să vedem și mesajele pentru voi. Dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like sau să vă abonați acestui canal, pentru că nu vă costă absolut nimic, să știți că vă sunt foarte recunoscătoare și vă mulțumesc din suflet. Și curg mesajele pentru voi. Aici au căzut 3 mesaje, dar vom citi 2 ca mesaje suplimentare. Avem un 2 de spade și nebunul. Veți lua o hotărâre care o să vă schimbe viața. Dar în bine, poate până acum nu ați fost porniți, nu ați fost hotărâți să vă asumați anumite riscuri. Întotdeauna ați văzut partea negativă din schimbări sau din deciziile pe care ați putea să le luați sau ați fi putut să le luați, dar de data aceasta vreți pur și simplu să alunecați odată cu decizia pe care o veți lua. Nu veți mai sta mult pe gânduri. Poate fi în legătură cu o poveste de dragoste, cu un job, dar vedeți că mergeți dintr-un loc în altul, pentru că, după cum spune și mesajul de la Îngeri, nu este un timp benefic să rupeți anumite lucruri sau să faceți niște schimbări radicale. Trebuie să fiți oarecum prudenți. Haideți să vedem care este energia, ce aveți voi în gând în momentul actual, ce aveți în suflet. Nevoie de stabilitate, de siguranță, de înțelegere, de a avea să vă simțiți cumva în siguranță alături de cineva la un loc de muncă sau să aveți o susținere financiară. Sunteți un pic cam abătuți, sunteți un pic cam triști. Poate aveți legătură și cu un semn de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, unii dintre voi. Poate gândul vostru stă la o persoană dragă vouă. Avem din nou mesaje suplimentare, că sunt mult prea multe să le iau pe toate. Ce vă doare foarte mult este că aici voi, în sufletul vostru, știți că s-a terminat ceva. Pentru că s-ați aflat de o trădare, de o minciună, se pare, din orice punct de vedere. Aveți puterea de a depăși momentul, dar undeva în sufletul vostru se naște un gând destul de greu de dus, pentru că nu înțelegeți situația în care vă aflați sau de ce vi s-au dat aceste lucruri să le purtați. Puteți face un drum important sau aveți de gând, vă bate gândul să mergeți undeva, poate unii dintre voi la biserică, alții dintre voi să vă confesați unei persoane sau să vă găsiți un punct de liniște, primiți niște informații de la drum care vă ajută să vă mai limpeziți mintea. Copiii aduc bucurie în viața voastră, pot apărea situații spontane care vă vor aduce zâmbetul pe buze, mai ales pentru cei dintre voi care sunteți foarte abătuți în momentul actual. Ce trebuie să faceți în luna aceasta? Din nou avem diavolul. Poate veți de face și cu un capricorn sau care are ascendentul sau luna în zodia capricorn. Ei bine, trebuie să scăpați de toxicitate, de o dependență, de un legământ care nu este favorabil, poate chiar de un gând care vă trage foarte mult înapoi. Sunteți foarte prinși acolo într-o situație care nu vă este benefică absolut deloc. Iar această situație are legătură cu o împăcare, vă doriți foarte mult o împăcare și parcă sperați la acest succes. Poate fi vorba de dreptate, ce vă cereți dreptate într-o situație în care ați fost tratați foarte urât sau cineva v-a făcut foarte mult rău, ați pierdut bani, ați pierdut dragoste din cauza acelei persoane, iar luna aceasta trebuie să
discutați cu cineva sau să rezolvați acea situație sau să vă rupeți de o toxicitate. Are legătură cu un parteneriat, cu o promisiune, un angajament, căsătorie, logodnă, cineva care vă susține foarte mult, cineva care vă este alături non-stop. Da, va fi o persoană care vă ajută să scăpați de lucruri negative din viața voastră și asta trebuie să faceți în luna august. Ce trebuie să schimbați în luna aceasta? Modul în care comunicați cel mai probabil. Aici mi-apare o victorie, mi-apare o veste bună. Probabil în urma acestei vești pe care veți primi, voi veți fi dispuși să faceți o schimbare. Să vedem în ce constă. Un drum nou, o dragoste nouă, o nouă viziune asupra lucrurilor, asta veți schimba. Mai ales că sunteți foarte provocați. Dați dovadă de multă... Sunteți foarte vulnerabil, să știți, și veți fi ușor de atacat în luna aceasta. Iar voi va trebui să vă schimbați atitudinea față de oamenii din jur și să vă urmăriți propriul interes. Da, se vede clar că sunt anumite situații la locul de muncă care nu vă convin deloc, pentru că voi puneți mult suflet și chiar vă dedicați jobului sau ați face orice să fiți tratați într-un mod corect și se pare că momentan nu se întâmplă lucrurile acestea din cauza unor persoane răuvoitoare. Ce trebuie să schimbați comportamentul sau modul în care ați procedat până acum ca să puteți avea câștig. Ce vă ține pe loc? O propunere, o veste de undeva, o persoană care trebuie să vină să vă dea de știre în legătură cu poate un bilet de avion, poate cu un loc de muncă în străinătate, poate pentru a vă deschide o proprie afacere. Poate vă ține pe loc și o veste legată de cineva din familia voastră de a închide o etapă sau o discuție cu o persoană destul de importantă vă ține pe loc, dar care va avea loc până la sfârșitul lunii august. Mă duc mai mult cu gândul la o energie masculină, cu un bărbat trebuie să vorbiți și vine ca o șansă. Deci nu o să mai bateți pasul pe loc, ci o să se schimbe asta. Ce poate apărea pe neașteptate? Anumite probleme trecătoare. Sunt probleme care vin, dar vin buluc, adică nu vă așteptați, dar văd că le faceți față pentru că veți da dovadă de foarte multă inteligență, nu știu cum să vă spun. Veți aborda într-un mod foarte matur situațiile pe care le veți întâmpina, inclusiv problemele. Nu veți lua decizii pripite. Nu veți acționa într-un mod nefiresc sau nu veți fi conduși de emoție, ci de logică, iar lucrul acesta va aduce succes. Pe de altă parte, vorbim și de o persoană în semn de foc, berbec, leu, săgetător sau semn de apă, rac, scorpion, pești. Mai avem și persoane în semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Poate fi o discuție în familie, o discuție cu o persoană, o prietenă apropiată, care o să vă ajute foarte mult. Sau poate fi vorba de o mutare, de o reușită în casă, în familia voastră, mergeți într-o casă străină și aici rezolvați o problemă, aflați lucruri în legătură cu un loc, despre niște persoane. Asta este pe neașteptate, că voi aflați ce nu ați știut până acum. Idealul vostru pe viitor este această bucurie, ori o relație reușită, ori să vă terminați casa, ori să vă mutați, ori să aveți un succes la examen. Ori să faceți un copil, poate unii dintre voi. Asta vă doriți foarte mult, asta este idealul vostru. Poate fi vorba și de foarte multă speranță, poate vindecare din punct de vedere al sănătății sau din punct de vedere financiar, văd și un vărsător la voi, pentru că foarte, foarte mult ați suferit. Voi trageți foarte tare pentru o reușită personală și sunteți foarte agățați de acea situație care oricum vă este menită, vă este scrisă în soartă, în destin să se întâmple. Ce vă ajută să reușiți? O decizie. Dar aici va trebui să luați o decizie cu inima, pentru că altfel nu o să, sau decizia reușită vă aparține poate vouă în totalitate. Ce vă ajută sau cine vă ajută? Și aici mi-apare tot zodia Gemeni, realizarea este foarte mare, poate voi înși vă veți ajuta să reușiți, luând o hotărâre corectă
sau abordând o situație într-un mod corect. Pentru că aici văd niște dușmănii, niște persoane răutăcioase, dușmănoase, pe cărora le închideți toate drumurile, iar voi veți avea un succes foarte mare. Vă veți vindeca, vă veți simți mult mai bine, vă simțiți mult mai ancorați, mai prinși în viața voastră, în realizările voastre. Voi singuri veți reuși. Nu vă ajută nimeni. Voi singuri vă veți ajuta și o să aveți o reușită garantată. Văd și foarte multă comunicare care ajută această realizare. Are legătură și cu un pământ, cu niște persoane dușmănoase, cu un proces, un loc de muncă și o bucurie, poate un copil pentru unii dintre voi. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!